Marcel Bartic la Europa FM. Dragi prieteni, bună seara, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Vă propun să discutăm astăzi despre cum se simt copiii dumneavoastră la școală. Nu la ore, sigur, vom vorbi despre asta cu altă ocazie, cât mai ales în pauză, în acele momente în care interacționează cu ceilalți copii. Și aici aș vrea să vă întreb, de câte ori a venit acasă și v-a spus așa: mami, tati, astăzi colegii mei au râs de mine. Sau nu m-au primit și pe mine în grupul lor. De câte ori v-a spus că este ținta ironiilor, înjurat sau mai rău, agresat. Pentru că dacă este așa, trebuie să știți că e victima fenomenului bullying, o realitate omniprezentă în mai toate școlile din România. Un studiu efectuat de Asociația Salvați Copiii România indică faptul că 82% dintre elevii chestionați au fost martorii unor situații de bullying în școala în care învață, iar aproape jumătate dintre copii au spus că au fost ei înșiși victime ale acestor comportamente. Care sunt cauzele care duc la astfel de experiențe? Greu de spus. Eu aș spune, din, să spunem, experiența mea didactică, în primul rând pentru că noi, mulți dintre adulți, nu conștientizăm gravitatea acestui fenomen. Și să o recunoaștem cu onestitate, sunt destui profesori și părinți care banalizează aceste comportamente și ignoră efectele toxice asupra dezvoltării emoționale ale copiilor. Acum, ce putem face noi pentru a limita amploarea acestui fenomen, pentru a ne proteja copiii de formele acestea de agresiune? Iată, asta este întrebarea pe care vă adresez în această seară și m-aș bucura să primesc răspunsurile și comentariile dumneavoastră la numărul de telefon pe care îl cunoașteți cu siguranță, 0372069599, sau pe pagina noastră de Facebook. Alături de mine în studio se află doamna Gabriela Alexandrescu, director executiv al Asociației Salvați Copiii, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce este bullying-ul și cum se manifestă el. Bună seara și vă mulțumesc mult pentru... Bună seara! Mulțumim și noi de invitație! O să avem o discuție complicată în seara asta, pentru că, iată, vorbim despre un subiect necunoscut pentru mulți dintre profesori, mulți dintre părinți și pentru cei, o parte dintre cei care cât de cât sunt familiarizați cu acest concept, unii îl ignoră sau îl banalizează, îl trimit așa în derizoriu. Reamintesc numărul de telefon 0372069599. Ce putem face pentru a preveni bullying-ul? Stimată doamnă, aș vrea să vă propun pentru început să explicăm puțin semnificația acestui termen. Acum, da, sunt convins că unii sau alții au mai auzit de el, dar poate nu reușim să îi deslușim semnificațiile, poate nu înțelegem exact la ce se referă. Sunt cumva bătăile alea, agresiunile alea pe care le știam noi de când eram noi elevi în curtea școlii, sau e vorba despre altceva? Ceva mai complex, și recunosc că n-am găsit un termen care să înlocuiască acest termen englezesc de bullying. Ar fi trebuit să folosim foarte multe explicații, pentru că bullying-ul este un fenomen care apare la nivelul grupurilor de copii și se referă la comportamente variate care umilesc sau exclud prin natura lor, sunt repetate, astfel încât și ascunse de ochii adulților. De asta și campania noastră se numește Dreptul la pauză, pentru că de multe ori aceste atitudini se manifestă în pauză. Adică aș spune aici că poate să ia forma poreclitului, umilinței, ignorării, excluderii din grupurile de copii, a bârfei, a lansării unor zvonuri despre anumiți copii care îi pun într-o situație complicată. Sunt lucruri care se repetă, sunt lucruri pe care zi de zi anumiți copii trebuie să le îndure și nici ei nu le pot defini foarte exact. Problema este că au un impact psihologic foarte puternic. Și am văzut copii care și-au pierdut pofta de mâncare pentru că erau umiliți în mod repetat în pauză. Am văzut copii care nu mai vreau să meargă la școală. Am văzut copii care și părinți care au trebuit să-și mute copiii din anumite școli datorită colectivului care îi umilea și îi respingea.
sunt niște forme destul de subtile, dar foarte dureroase pentru copii. Păi tocmai asta ar trebui să fie și motivul pentru care să povestim, să detaliem mai mult despre ce înseamnă fenomenul bullying, pentru că, iată, nu vă ascund, am întâlnit foarte mulți adulți, părinți sau profesori, care au reacționat cam așa. Lasă, domnule, dar ce sunt astea? Au glumit și ei copiii, dar chiar ne supărăm de la atât? Adică dacă pe vremea mea, ce făceam noi pe vremea noastră? E grav pentru copil, pentru că un copil care este în mod repetat umilit de colegi, e pus în situații grele, e îmbrâncit, că se ajunge și la... Dar nu vreau să... Adică violența e așa, vârful icebergului, aia... Actele de violență care se întâmplă odată sunt acte de violență fizică, dar asta e un fenomen care macină în interior copilul, care îl determină să nu se mai poată concentra la învățare, pentru că el trebuie să se concentreze la apărare. Cum se apără, cum nu o să mai fie văzut de ceilalți copii, astfel încât să nu mai înghită jignirile și ironiile lor. Și de obicei e un lucru care se manifestă și cu martori. Adică nu este între mine și tine ca și copii. Poate că tocmai asta face mai dureroasă experiența. Mai dureroasă. Și chestiunea e că toată lumea e afectată, adică și cel care este autorul bullying-ului și cel care e subiect, dar și cei care văd lucrurile astea, pentru toată lumea este o situație destul de grea și adulții și în special profesorii trebuie să înțeleagă că trebuie să fie foarte atenți la modul de manifestare copiilor, pentru că până la urmă este rolul lor să intervină. Că această durere, această formă de grea, de îndurare a umilinței în mod repetat a unui copil, trebuie observată și trebuie luată în considerare. Nu trebuie trecut cu vederea, pentru că am văzut foarte mulți copii care au ajuns la psiholog cu anxietăți, cu depresii. Am avut chiar și cazuri cu tentativă de suicid. Deci lucrurile pot ajunge într-un punct foarte, foarte grav. Atunci când nu te vrea nimeni. Adică gândiți-vă și noi ca adulți, dacă am fi într-un colectiv în care nimeni nu ne-ar vorbi, nimeni nu ne-ar vedea, ne-ar mai îmbrânci și ne-ar mai înghionti și ar râde de noi și ne-ar lua ceva, geanta sau... Adică noi, ca adulți, cam cum ne-am simțit? Da. Vă dați seama, la copii care merg zi de zi la școală și trebuie să meargă la școală? Categoric. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Bună seara! Ok, o să reluăm legătura în momentul în care vom reuși acest lucru. Revin la discuția noastră, doamna Alexandrescu. Cu alte cuvinte, desprindem ceea ce ne-ați povestit un pic mai devreme. Două lucruri. În primul rând că fenomenul bullying se manifestă într-o manieră mult mai subtilă decât ceea ce știm noi, că înseamnă agresiunile clasice, pe care să recunoaștem, le întâlnim destul de des prin școlile din România, și au un impact asupra copiilor, tocmai prin faptul că se manifestă cumva având un anumit public, public care exacerbează cumva, care augmentează senzația de rușine, de stigmat care, exact, care este impus. Bun, da, acum că am constatat lucrurile astea, aș fi vrut să vă întreb, totuși vorbim despre un sistem educațional în care avem mai bine de 3 milioane și ceva de copii. Avem la această oră un cadru legislativ care măcar amintește de acest fenomen, propune un set de măsuri, că s-ar putea să fim mulți dintre noi care chiar nu știm despre asta. Da. Avem acum, ca urmare a studiului pe care l-am lansat în 2016, a fost primul studiu la nivel național pe care Salvați Copiii l-a făcut pentru a atrage un studiu în care am luat părerea elevilor. Am vrut să aflăm de la ei cam cum se simte ei în școală și care e relația între ei. Deci, ca urmare a acelui studiu care releva în momentul ăla un procent destul de mare de situații de bullying, că peste 73% menționau astfel de situații, pe urmă am, împreună cu alte organizații, am obținut interdicția prin lege a bullying-ului, a legii împotriva violenței psihologice a bullying-ului, deci s-a menționat asta în lege, și din 2020 avem niște norme
metodologice prin care în fiecare școală trebuie să se constituie niște grupuri anti-bullying, care să includă elevi, profesori, părinți, consilier școlar, director, care să aibă menirea de a informa și de a preveni, că până la urmă noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea, noi trebuie să schimbăm climatul școlar, noi ne trebuie în școală o altă modalitate de a interacționa unii cu ceilalți și un alt model pentru copii. Și care, desigur, trebuie să se constituie la nivelul fiecărei școli din... Este o obligație este legală. Este o obligație, da. Am refăcut legătura cu ascultătorii noștri. Bună seara, sunteți în direct la Europa FM. Bună seara, mă auziți? Da, sigur, vă rog. Spunea doamna să schimbăm mentalitatea. N-am putea începe prin a pune un profesor de serviciu care să se plimbe printre elevi, în primul rând. Uite, asta este o observație foarte bună. Ar descuraja un pic, exact ca și un polițist de proximitate. Dacă văd că se plimbă prin cartier, parcă ești un pic mai în siguranță. Așa ar trebui și un profesor. Prin rotație, profesorul de serviciu. Parcă așa era prevenit. Așa este, dar să știți că, acum vă spun eu din experiență, instituția profesorului de serviciu există. Bine, acum nu știu cât de funcțională în toate școlile din țara asta, dar, mă rog, instituția asta profesorului de serviciu este, ar trebui să funcționeze. Pe de altă parte, ne spune invitata noastră că aici e vorba de lucruri poate un pic mai subtile. Bullying înseamnă, nu sunt situațiile alea în care doi copii se bat, e o chestie vizibilă, nu, sunt mai degrabă lucruri care abia sunt percepute de cei din jur sau sunt percepute de un grup foarte mic. Dar are dreptate că ar trebui în pauze totuși adulții, profesorii să stea să fie în preajma copiilor, sigur că da. Pentru că nu poți să-i lași total descoperiți până la urmă. E important să fie împreună. Numai că sunt școli foarte mari și destul de greu de acoperit. Deci trebuie o mobilizare mai amplă a mai multor profesori. Da, îi mulțumesc ascultătorului nostru pentru intervenția de mai devreme. Cred că intrăm în direct cu un alt ascultător. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Vă ascult! Cum putem limita fenomenul acesta al bullying-ului? Păi tocmai din cauza asta v-am sunat, pentru că una dintre fetițele mele chiar suferă de așa ceva. Nici nu știu cum să mai exprim. Sunt foarte mulți copii care sunt în situația asta. Din partea colegilor, din cred că 90% din colegii ei de clasă fac forma asta de bullying asupra ei. Mai grav este că învățătoarea, profesoara de sport, nu iau nicio atitudine în sensul ăsta, chiar dimpotrivă, ea este cea vinovată. Da. Am ajuns cu copilul la consiliere, am ajuns cu copilul la psiholog. Toată lumea spune că n-ar fi ea problema. Păi, uite, asta este o situație foarte des întâlnită în rândul părinților. Părinți care semnalează, iată, cazuri ale unor copii țintă a bullying-ului. Vă propun, doamna Alexandrescu, să-i oferim ascultătorului nostru o sugestie. Care ar trebui să fie primii pași pe care ar trebui să-i facă? Că în niciun caz nu poți să rămâi așa, ți se rupe sufletul când știi că-ți vine copilul acasă mereu și mereu și mereu în starea asta de depresie. Ce ar trebui să facă un părinte aflat în această situație? Înțeleg că educatorul, învățătoarea e cea care... Care poate nu care ia măsuri, dacă ia am înțeles măsuri. Eu bine. E cea care... Nu? E cea vinovată cumva. Nu știu dacă mai este la telefon cu noi, dar înțeleg că este, cumva, cadrul didactic este cel care nu a reușit să găsească cele mai inspirate măsuri pentru a diminua acest fenomen. Cadrul didactic, ar trebui consilierul școlar, ar trebui cu directorul să găsească și să discute cazul acestui copil. Deci trebuie discutat și mediat. De asta grupurile anti-bullying sunt utile în școli, pentru că pot interveni, adică educatorul ar trebui să ia legătura, învățătorul cu acest grup, să discute cauza în sine și să găsească împreună cea mai bună modalitate de a integra copilul și de a-l scuti de toată această umilință și de a-i face pe ceilalți copii să înțeleagă, implicând și părinții, probabil,
e o situație a unei comunități, nu? Școala exact. E o comunitate. Exact. Dacă nu te simți bine în comunitatea ta, trebuie cumva cineva să facă un pic de ordine și... Cu alte cuvinte, le putem recomanda părinților care ne ascultă și care s-au regăsit în situația ascultătorului de mai devreme. Primul pas este acela de a cere sprijinul școlii și e bine să știe că există acest grup anti-bullying. Și aici poate, sigur, le-aș recomanda sursele de informare sau documentele pe care Asociația Salvați Copiii le-au pus la dispoziție pe site-ul. Deja le-am trimis și către școli. Sunt foarte multe școli care le-au cerut prin Asociația de Părinți. Chiar ieri m-a sunat doamna Constantinescu, care a fost la lansarea campaniei, și le-am trimis format online să-l trimită către școli, dar desigur poate să ne scrie și pe site-ul nostru școlifărăbullying.ro, pentru că putem oferi consiliere și suport. Este extrem de important ca acești părinți și copii aflați în situația asta să înțeleagă că ceea ce li se întâmplă nu este în regulă, nu este normal și nu trebuie să continue. Au de unde să ceară ajutor și au dreptul să facă acest lucru. Suntem în direct cu un alt ascultător de-al nostru. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Acum aș vrea să stabilim un dialog în care să ne, ne cunoaștem cât de cât. Da, Ionuț din Buzău sunt. Inițial am vrut să intervin cu o altă idee, dar ceea ce s-a discutat mai devreme, nu știu dacă timpul mai permite să revin și la cea din tâi, aș vrea să fim atenți și la felul în care, în care socializează copilul respectiv într-o comunitate. Pentru că dacă este un copil învățat cu multă personalitate sau individualist, automat că el va fi exclus de cei din jur, pentru că nu se încadrează în cerințele colectivului. Adică dacă el este tot timpul retras, el este tot timpul se crede altceva față de ceilalți, automat că va fi într-un fel sau altul marginalizat sau, va avea suferit de o formulă în care el va avea de suferit. Da, foarte bună observația lui Ionuț din Buzău, pentru că, iată, trebuie să fim atenți să granițele astea prin care definim bullying-ul sunt foarte fine. De asta v-am și propus la începutul discuției noastre să definim cumva acest concept, pentru că, iată, n-am nicio îndoială, pot exista și situații în care pot invoca fenomenul de bullying când e vorba poate doar de personalitatea unui copil. Da, dar aici de aceea există profesor, de aceea există consilier școlar. Bine, consilierul școlar acolo unde este, că știm că e o problemă mare, dar de aceea există profesor, de aceea există diriginte, pentru că rolul lor este și acela de a armoniza grupul de copii și de a-i ajuta să lucreze împreună și de a se respecta împreună. Asta spuneam că e important pentru copii, e modelul pe care tu îl impui în școală. Atunci când ai un climat și niște valori etice comune, relații pozitive în școală, atunci când n-ai discriminare, atunci când îi înveți pe copii să colaboreze, altele sunt relațiile dintre. Și cred că aici e rolul profesorului și profesorilor din clasă. Absolut. Continuăm discuția cu ascultătorii noștri. Bună seara! Sunteți în direct la Europa FM. Vorbim despre bullying. Cum reușim noi să diminuăm, să limităm amploarea acestui fenomen? Sunt în direct? Da, sigur că da. Vă ascult. Cum vă numiți? Viviana, sunt din Buzău, tot din Buzău ca... ascultător dumneavoastră de înainte. Am doi copii, unul de 24 de ani, unul de aproape 17. Cu cel mare am avut probleme destul de mari. Chiar am mers la psiholog, iar doamna psiholog la care am mers a venit la școală să vadă care e problema. De fiecare dată am semnalat problema doamnei diriginte, domnului director, dar nu s-a luat nicio măsură. Ba din potrivă, am fost odată chemată la școală și mi s-a spus că am copilul preeducat și că nu știe cum să se apere. Că ar trebui să fie mai tupeit. Să se apere de ce? Dar ce, școala e vreo junglă, ceva? Sau... Da, să răspundă tot cu violență. Deci mi s-a părut de neconceput. Da. A dus copilul la psiholog. Iar doamna psiholog, așa cum am precizat înainte, a venit la clasă, gratuit. A făcut câteva ședințe cu copiii, cu toată clasa,
și mi-a spus că acolo chiar este o problemă și ține de direcțiune, dânsa nu poate să vină săptămânal, gratuit, să concilieze copiii din clasă. Cel mic a mai avut probleme pentru că în clasa 7 și-a lăsat părul lung. Așa a vrut el și l-am susținut. Am deci fost făcut bine. Homosexual, iar profesorul îl întreba dacă cumva este fetiță. Da, e trist, e trist ce ne spuneți. Da, a suportat mai ușor decât cel mare și acum e la liceu, e la cel mai bun liceu din Buzău. Aici nu a avut probleme. Am vorbit cu doamna dirigintă, i-am spus că eu nu-l oblig să se tundă. Doamna a înțeles și profesorii nu l-au jignit, nici colegii. S-a rezolvat într-un fel această problemă, dar în general a avut probleme destul de mari. Zilnic era jignit, iar direcțiunea nu a luat nicio măsură. Am înțeles, am înțeles și îți mulțumesc, Liliana din Buzău. Trist, foarte, foarte multe da. Situații de felul ăsta și să știți că... Profesorii de multe ori sunt foarte buni, dar uite, în anumite cazuri sunt cei care dau tonul da, la asta, umilință asta m-a surprins, pentru că păcat. Noi vorbim despre bullying între, noi am vorbit despre da, bullying între copii între până copii. Acum, dar iată că există o formă de bullying, inclusiv din partea adulților care ar trebui să prevină lucrul ăsta. Înainte de a lua următorul telefon, aș fi vrut să vă întreb totuși, și e o informație pe care o aștept inclusiv eu ca profesor. Și colegii care ne ascultă în acest moment, ce ar trebui să facă, nu știu, să le dăm două sugestii, două recomandări, ce ar trebui să facă în momentul în care constată un astfel de fenomen la clasă? Eu ca diriginte, de pildă, deși, mă rog, eu am o clasă fantastică, am niște copii minunați și iubesc de nu mai pot, dar presupunând că m-aș trezi într-o zi cu o situație de genul ăsta, care este primul pas pe care trebuie să-l fac eu? Aveți grup anti-bullying în școală? Ar trebui să vă duceți acolo, la ei, să vorbiți cu ei. Când sunt ședințele lor, eu știu, săptămânale, să mergeți și să le explicați situația și să o discutați împreună. Și văzut cine ar fi cel mai abilitat dintre toți să intervină. Că în anumite situații poate să fie un elev care să intervină și să rezolve disensiunile de la nivelul unor colegi, poate un părinte, depinde care are o autoritate morală sau care e mai apropiat de acel copil sau de acel colectiv. Și e important să le spunem ascultătorilor noștri și că aceste comportamente pot fi corectate. Adică da. să nu plecăm de la ideea că acest grup anti-bullying își propune din start pedepsirea agresorului. Nu. Sigur, e vorba despre prevenirea unor comportamente de acest și fel. Și discutarea acestor situații și pregătirea, pentru că acești oameni trebuie să se pregătească foarte bine, să cunoască mai mult și să înțeleagă mai bine metodologia aceasta, să înțeleagă mai bine ce înseamnă bullying-ul, să lucreze pe anumite cazuri și văzut cum le pot rezolva, să cunoască mai multe, eu știu, să aibă mai multe abilități și mai multe noțiuni de psihologie a copilului, a adultului. Oamenii aceștia se pregătesc, sunt foarte multe școli. Anul trecut am lucrat cu 47 de școli din țară și anul acesta deja avem, eu știu, avem 120 de școli care ne-au cerut suportul în training, în pregătire. Oamenii și colectivele chiar vor să facă lucrurile mai bune, mai sigure și mai safe în școală. Da, și cu cât discutăm mai mult și aducem acest subiect în spațiu public mai des, cu atât cred că pentru vom... Pentru că cu cât e mai sigură situația pentru copii, cu cât climatul școlar e mai bun, cu atât notele sunt mai bune, cu atât copiii sunt mai orientați către învățare, cu atât abandonul școlar scade. Da, cu alte cuvinte, e să încercăm... E un criteriu bun pentru orice școală și nimeni nu pornește să, din start să acuze pe cineva sau nu. Trebuie ajutați copiii să se simtă bine la școală. Da. Continuăm discuția cu ascultătorii noștri. E foarte interesant, observați situațiile, cazurile pe care ni le prezintă. Bună seara, sunteți în direct la Europa FM. Ne auzim? Dacă nu ne auzim, nu e nicio problemă. Alo? Reluăm... Alo? Bună seara, vă ascult. Alo? Cu cine vorbesc? Bună seara, Marius din Pitești. Salut, Marius din Pitești. Cum facem cu bullying-ul în școli? Nu știu, bullying-ul mi se pare o descoperire
recentă. Eu sunt de generația 67, de pe vremea IMS-ului. N-am avut probleme de bullying în toată perioada și am ajuns să parcurg și studii doctorale și pe toate. N-am avut situații de genul ăsta. Dar sunt convins că cei mai mulți dintre adulții care ne ascultă acum s-ar putea să aibă aceeași părere, pentru că noi cumva, eu cel puțin, hai să mă raportez la experiența mea personală, să nu vorbesc în numele celor care ne ascultă acum. Sigur, aș putea să spun și eu că nu am experimentat situații de genul ăsta, dar n-aș băga mâna în foc că pentru alți copii, pentru nu știu, alți colegi de-ai mei, lucrurile nu au stat un pic altfel. Nu știu, crezi că ne putem gândi la lucrul ăsta? E posibil să fie existat altfel, dar cel puțin ce am observat eu de-a lungul timpului, poate problemele le-au creat copiii cu ADHD, cu hiperactivitate, cu ei au generat bullying-uri. Să știi că nici despre ADHD nu prea se știa mare lucru când eram noi copii. Adică eu habar n-aveam, eu am auzit despre ADHD foarte târziu. Am avut colegi cu ADHD, dar oricum s-a stăpânit situația. Am avut diriginți autoritari, într-adevăr, dacă discutăm de bullying, poate era invers. Da, uite, asta este o observație foarte bună și îți mulțumesc tare mult. Uite, asta este o soluție. Cred că am fost cu toții de acord până acum că este nevoie de prezența unui profesor, a dirigintelui, dar iată, intervenția ascultătorului nostru de mai devreme indică și poate, nu știu, contribuția unui profesor mai autoritar. Nu știu de ce, parcă am ușoare rezerve din punctul ăsta de vedere. Nu știu de ce, autoritatea îmi imaginez că impune așa o anumită coerciție asupra copilului, probabil că am să las stâmpăr pe moment, cred, dar mă întreb, dispare comportamentul ăla sau nu cumva se va manifesta cu altă ocazie atunci când nu sunt eu de față, adult, care îl supraveghez? Cred că sunt niște generații de copii care răspund mai bine la eu știu, la cooptarea în anumite acțiuni, în anumite dezbateri, au mai multă libertate în ziua de azi și părinții sunt altfel și școala e altfel. Cred că e mai greu pentru profesori, că trebuie să găsească metode de a-i ține atenți, de a-i captiva cu ceea ce le transmit. Nu cred că mai sunt acele metode de coerciție care erau înainte, nu se mai acceptă. Ați văzut încet, încet școlile și profesorii mai duri, mai, eu știu, care au metode mai împotriva, să zic, bunei dezvoltări emoționale a copiilor, sunt încet, încet atenționați și... Da, pe de altă parte, eu mă gândesc și iarăși, o spun din modesta mea experiență, parcă nu mi-aș dori niște elevi educați, învățați așa ca niște roboței care să răspundă doar la niște stimuli externi, la niște să nu facă niște lucruri care nu sunt în regulă doar de frică. Tocmai, e foarte adevărat și aveți perfectă dreptate când spuneți că pentru profesor este o provocare mult mai mare, dar parcă e mai bine așa, pentru că noi ne dorim să trezim și în interior, în conștiința acestor copii, ideea că aceste comportamente nu sunt în regulă. Suntem în direct cu încă un ascultător de-al nostru. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Ioan mă numesc. Bună seara, Ioan! Cum facem noi cu bullying-ul în școli? Să știți că în cazul meu, al nostru, am avut și eu probleme cu un copil afectat de bullying. Noi am fost cei vinovați, noi l-am împins spre bullying, dacă pot să zic așa. Soția mea i-a interzis cu desăvârșire să riposteze în momentul în care era agresat, când era mic. Mai erau certuri, știu, la grădiniță. Soluția ei a fost să aștepte pe doamna educatoare și să-i spună. Până atunci să nu riposteze. Copilul a stat și a luat bătaie. Stați puțin ripostat, că... A ripostat.
parcă mi se pare totuși că sugestiile venite din partea mamei, totuși nu mi se par greșite. Adică unde ajungem dacă le-am spune copiilor, băi, dă-i și dă-i tu. Înapoi. Mută-i fălcile din loc. Nu, asta era ideea. Era ideea că totuși trebuia să se apere într-un fel. Ideea este că la un moment dat i-a fost frică, i-a fost frică de bătaie, toată lumea știa că el nu ripostează și a început să fie sacul de box al clasei. Da, în regulă. Recunosc că modelul ăsta de comportament. Și educatoarea, adică mama l-a învățat bine să nu riposteze, că puteau să pățească ceva mult mai grav, dar educatoarea... Da, uite, poate că prima sugestie pe care ar trebui să o facem unui astfel de copil și dumneavoastră ca părinte, primul lucru este să vă învățați copilul să vorbească, spună. Să spună despre asta, să spună unui adult. Nu reacționează educatoarea sau doamna învățătoare, te duci și îi spui profesorului de serviciu sau îi spui părintelui acasă. Directorului. Mie mi-e teamă de situațiile în care acești copii încep să se închidă în ei și nu mai spun nimic. Abia asta mi se pare o situație cu adevărat gravă, pentru că nici măcar nu ne mai dăm seama noi, adulții care suntem în preajma copilului, de ce e în sufletul lui acolo și până într-o zi în care clachează cu totul. Îți mulțumesc tare mult. Revin la discuția cu doamna Alexandrescu. Simțeam nevoie neapărat să vă mai întreb ceva și despre cyberbullying. De asemenea, mă rog, dacă au fost ascultători care ne-au semnalat că e un termen relativ nou, cyberbullying e chiar mai nou și care a venit așa pe val cu noile tehnologii care sunt, iată, din ce în ce mai accesibile copiilor. Și se întâmplă acolo o grămadă de năzdrăvănii, iarăși vă spune Bartic din experiență, că am auzit și am văzut foarte multe. Ce putem noi să facem, părinți și profesori, în astfel de cazuri? În primul rând, se poate cere suport, așa cum avem Școli Fără Bullying, avem și oradenet.ro. Acolo se oferă consultanță specializată, am colegi pregătiți în a oferi suport în a orienta părintele cum ar trebui să-și supravegheze sau vegheze sau să discute cu copilul, că până la urmă secretul e în comunicarea aceasta. Dacă ai o comunicare deschisă cu copilul tău, dacă faci lucruri împreună pe calculator, pe telefon, și copilul e obișnuit să dea un feedback părintelui, dar hai să zicem că nu e această comunicare și nu știi ce face el acolo. Colegii mei pot să dea niște sfaturi pas cu pas. Apoi, iarăși, este important să știe că să-și învețe copiii să nu dea detalii clare despre identitatea lor, locuință, lucruri care țin de familia lor, pentru că am avut cazuri de dificile în care s-au spart case sau așa mai departe. Apoi, iarăși, trebuie văzut cu cine vorbește copilul, pentru că au fost cazuri în care copilul s-a dus să se întâlnească crezând că se întâlnește cu un coleg de aceeași vârstă și se expune unor agresori. Deci, până la urmă, orice situație aveți, orice credeți că nu puteți rezolva, oradenet.ro, acolo găsiți sfaturi, ajutor, tot ce trebuie pentru protecția online sau pentru protecția telefonului, tot ce a mai apărut, că tehnologia asta e foarte bună, internetul e minunat, telefoanele ne ajută foarte mult, dar uite că... În măsura în care este ținut cumva sub control. Și poate și discută cu colegii mei cam la ce vârste ar fi potrivit să dăm pe mâna copiilor tehnologia și cât să-i lăsăm singur cu ea. Doamna Alexandrescu, binevenită campania dumneavoastră. Nu uitați, pentru ascultătorii noștri, dreptul la pauză. Găsiți mai multe pe site-ul Asociația Salvați Copiii România. Dragi prieteni, aveți grijă de copiii dumneavoastră. Fiți atenți la cum se simt și cum ajung acasă și încercați să vedeți mai mult decât răspunsul la tradițional. Exact. Să vadă ochișorism. Vesel. Exact. Atunci când ajung acasă și întrebați cum a fost azi și ei vă spun bine,
încercați cumva să treceți de binele ăla și să vedeți mai mult din ceea ce li se întâmplă în sufletul lor. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare. O seară de milioane vă doresc. Academia Europa FM.